Am preluat instituția pe 21 decembrie 2017, am intrat efectiv în pâine acolo undeva la jumătatea lunii ianuarie și am început cu eforturi fabuloase să încercăm să reconstruim ceva în termen foarte scurt. N-am știut de unde să începem. Partea de infrastructură cu reale probleme, cu un depozit și o clădire sechestrate de parchet pentru tot soiul de anchete, cu laboratoarele naționale de referință rămase fără acreditări RENAR, cu producția de vaccin întreruptă, cu polidinul întrerupt, cu cantastimul întrerupt din cauza ridicării licenței pentru producție. Practic, ne puneam baza în personal, personalul și acesta decimat de-a lungul anilor, pentru că întrebarea era, desigur, una reală, de ce am stat aici, pentru că instituția se prăbușește. Am început printr-un plan foarte ambițios de reîntregirea personalului care deservește Institutul Cantacuzino. Guvernul României a aprobat fără nicio reținere în luna februarie un memorandum pentru Ministerul Apărării Naționale cu încadrarea 6400 de posturi în Armata României, dintre care și posturi legate de Institutul Cantacuzino. Iar anul acesta, până la finele anului, reușim și încadrăm 200 de oameni. Aici este un efort real, pentru că este foarte complicat să încadrezi cercetători, este foarte complicat să încadrezi medici, biologi, chimiști, oameni cu o specializare, cu oameni cu o specializare aparte. Da. Nu găsești peste tot așa ceva. Biologie, exact. Bacteriologie, microbiologie. Un lucru este însă interesant, anume acela că pentru posturile acestea foarte, foarte specializate, au fost foarte multe solicitări. Oamenii vin în continuare atrași de ceea ce reprezintă, ceea ce reprezintă Institutul Cantacuzino. Discutam cu o companie farmaceutică renumită de peste. Va trebui să colaborăm cu aceste companii ca să putem să producem în continuare sub licență niște vaccinuri, altfel. Sigur, să ne înțelegem, domnule Radu Tudor, vaccinul antigripal se realiza în subsolul instituției, era o microproducție, dacă stăm bine să ne gândim, undeva la 250.000 de doze reușeam să producem noi. Necesarul României este unul mult, mult mai mare. Și nu doar de vaccin antigripal, multe altele. De multe altele, ceea ce institutul poate să realizeze. Și atunci spuneam într-o discuție cu o astfel de companie, ne spuneau, voi nu realizați un lucru. Nu realizați câtă forță are în continuare brandul Cantacuzino. Enorm. Și ce aveți în această țară? Numai brandul acesta poate vinde un produs. Ca să ne înțelegem foarte clar. Și atunci ne-am uitat de pildă la un model franțuzesc, acolo unde o companie celebră s-a asociat cu Institutul Pasteur și au început să producă. Nu are nimeni ambiții în van, anume acelea să refacem Institutul Cantacuzino ca o unitate de producție de vaccin, pentru că nu asta este Institutul Cantacuzino. În mod fals s-a indus de aceasta. Pe lângă alte activități, Institutul produce vaccin, dar nu așa, nu în subsol, în mijlocul Bucureștiului. Și atunci noi suntem pregătiți, am identificat terenul necesar pentru ridicarea unei hale de producție ultramoderne, avem banii, avem utilități, avem toată capacitatea, ne trebuie o asociere pentru a putea să avem transferul tehnologic. Asociere cu o mare companie internațională de unde să preluăm licențe pentru a fabrica tot ceea ce... Trebuie să preluăm, să avem transfer tehnologic, cooperare industrială. Noi știm să-l facem, dar ne trebuie sprijin pentru a ridica această facilitate și de ce nu să recunoaștem un alt lucru. Să intri în piața medicamentului este foarte complicat. E foarte complicat și vă spun, e una din puținele povești cu happy end din politica românească în ultimii 27 de ani. Faptul că Institutul Cantacuzino, despre care presa a vorbit mii de ore și a scris mii de pagini,